Da, mă, Dane, pentru Viva m-au sunat că să vorbim nu știu ce. Cu bani sau? Nu e, mă, cu bani, știi că... Deci, fii atent, fii atent. Deci, despre alăptatul în public, pro sau contra? Păi mâncatul în public nu e pentru? Bă, da, mi-mi place să mănânc în public. Păi și copilul ăla nu mănâncă, ce face? Mănâncă, da. Dar mănâncă din... Adică nu că n-aș mânca și eu, adică... Băi, nu, și, și eu m-aș alăpta, dacă m-ar mai lăsa cineva... Păi, dar... deci, una peste alta, cât mai mult sunt în public, până la urmă, nu? Păi nu, să știi că eu am văzut pe cineva, vorbesc foarte serios, într-un restaurant destul de luxos acum în Italia, o femeie a scos sânul, a dat copilului... Păi stai puțin, până la urmă, alea se fac topless și... Da, topless, dar cu tot cu alimentație nu e ok. Adică, bă, topless, topless, dar da, nu și mâncare. Nu, poate să gândesc că faptul că ăla mic e atâța în gură, să o ducă în partea ailaltă. Adică... Bă, când zici ăla mic e atâța în gură, adică, bă, frățioare, nu, până aici, adică, bă, lasă-te, ce e ăla mic? Adică, ăla născut foarte... Așa. Ăla născut aproape atunci. Da. Am înțeles. Deci asta e părerea noastră, nu mai avem nimic de spus. Mulțumim.